Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou videoclip. Ei bine, astăzi vom face un review, dar bineînțeles și unboxing la noul meu microfon. Azi mi-a venit, chiar abia ce l-am ridicat de la curier. Ăsta e vechiul meu microfon, ambele sunt de la Trust, acesta este 212 și acesta este 252. Hai să desfacem ăsta și după vă arăt comparația dintre acest microfon și vechiul meu microfon, care acum costă vreo 50 de lei. Bun. Acum filmez din două perspective și din perspectiva aceea, dar și cu telefonul pus pe trepied. Hai să vedem ce găsim noi în pachet. Pachet destul de mare și destul de greu. Avem aici o bucată de scotch, ia să o tăiem. Am scos acum din cutie. Hashtag Building Champions. Hai să vedem dacă chiar este construit de campioni sau nu. Cum se desface, mâncați-și gura ta. Hai, focusează. Și cam ăsta ar fi microfonul. Vede cât i-am făcut niște setări, dacă e mai umblu eu prin filtre. Acum i-am pus și pe filterul ca să fiu sigur că nu se au diferite zgomote pe fundal. Este pe USB, are destui metri cablul. Deci pe lângă brațul pe care l-am montat, pe care îl vedeți aici. Așa, sper că l-am montat bine, că-s cam neîndemânatic de felul meu, prima dată când montez așa ceva. Pe lângă sistemul ăsta care vine pentru cu braț și cablu inclus în braț, mai vin încă trei componente pe care nu le-am folosit. Acestea sunt încă un cablu, deci dacă, nu știu, vi se strică cablul, poate merge locuit cu ăsta. Un fel de element în care să stea prins microfonul, pentru că, cum am spus și mai devreme, dacă trebuie să pleci undeva și ai un podcast, dai jos microfonul de pe... De aici, de pe braț, doar îl scoți din cablu, poți să-l pui pe trepiedul ăsta mic. În caz că, nu știu, ai un laptop și vrei să pleci undeva și ai un podcast de făcut, ca să nu te cari cu tot brațul pe tine. E destul de util și așa. Vă vreau părerile în comentarii legate de cât de bine se aude noul microfon în comparație cu cel vechi. Și da, considerați că merită sau nu. În descriere sau la finalul clipului va apare și videoul despre green screen-ul pe care îl folosesc pe live-uri. Și cam atât. Ne vom auzi la viitoarele live-uri și mă simt ca la radio acum. Hai, ceau les tuturor!